Ziua de 28 aprilie se pare că a fost ziua aleasă și de reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor. Sub deviza Prețuim familia, patria, credința și libertatea, s-au depus candidaturile pentru președinția Consiliului Județean și pentru primăria municipiului Deva, inclusiv listele de consilieri județeni și locali ai municipiului reședință de județ. Marius Mane, candidatul AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, însoțit de o echipă de consilieri tineri și plin de voință, este hotărât să aducă schimbarea pe care Hunedoara o merită. Domnule Mane, astăzi alături de echipa dumneavoastră v-ați depus candidatura. Cu ce gânduri? Da, cu gândul că într-o așa zi frumoasă de duminică, noi cei de la AUR sperăm că odată ce vom ajunge să convingem electoratul, vom fi cei care vom asigura o schimbare reală în ceea ce înseamnă administrarea acestui județ. Suntem optimiști că lumea va înțelege că la nivelul județului este nevoie cu adevărat de o schimbare și că oamenii își doresc să încerce și un alt fel de mod de administrare a județului. Deci, de ce spun asta? Pentru că unii au impresia că județul ăsta a devenit propria lor moșie și noi considerăm că prin ceea ce le propunem alegătorilor din acest județ vom face în așa fel încât să existe un echilibru în politică și în administrație, astfel încât tot ceea ce se va face în acest județ să fie cumva o chestie legată de transparență totală pentru ce urmează să facem și să dezvoltăm. Avem proiecte, le vom prezenta în următoarea perioadă în campanie, să dea Domnul să fie într-un ceas bun și oamenii să înțeleagă că, într-adevăr, AUR este soluția pentru acest județ. Vreau să-l felicit pe Marius Mane pentru candidatură, vreau să-i felicit consilierii de pe lista de la Consiliul Local Deva, cât și de la Consiliul Județean Hunedoara. Lista AUR s-a născut greu, ca orice lucru bine făcut. S-a născut greu, dar cred că sunt pe ea oameni competenți, oameni deștepți, oameni care patrioți, oameni care vor să facă ceva pentru acest județ. Acest județ are nevoie de foarte multe lucruri. Acest județ, spuneam mereu și spuneam în emisiunile tale că eram pe locul 3 în țară la produs intern brut, am ajuns pe locul 37. Acum am văzut o grămadă de oameni, o grămadă de tineri, ceea ce m-a bucurat, fiind județul cu cea mai mică natalitate din România la această oră. De aceea sper că acești oameni care sunt oameni de AUR, care sunt pe aceste liste, vor face din acest județ din nou ceea ce a fost, vor face din el un județ cu care să ne mândrim noi în Ardeal, noi în România. Vreau să le urez succes și vreau să le mulțumesc pentru curajul de a candida, indiferent cât de greu le este la această dată. Ce vedeți aici lângă noi sunt oameni patrioți, oameni care iubesc comunitățile, care iubesc țara asta. Am reușit în 4 ani de zile să strângem echipa atât pentru administrația județeană, cât și pentru administrația municipiului Deva și pentru tot restul AT-urilor. Sunt niște oameni care avem credința și convingerea că odată ajuns și în administrațiile publice locale vor reprezenta acolo oamenii și nu grupuri de interese, pentru că noi suntem o structură politică care nu avem mecanisme în spatele nostru să fim ghidați într-o direcție care nu are treabă cu problemele reale ale oamenilor. Avem soluții, odată ajuns și acolo și dacă ne girează cu votul lor hunedorenii, o să-i reprezentăm cu cinste și onoare.